Și lortul mi-a dezonorat acum, fiindcă nu mai are să întâmpine greutățile înaintea lui. Acum gilortul se revarsă pe unde vrea el. Atunci făcea parte din proprietatea cetățeanului și era pădure de arbori care protejau pe gilort ca să se reverse cum vrea el. Era mai dirijat decât astăzi. Și astăzi se încearcă, înțeles, să facă niște lucruri, dar le face manual, atunci se făceau de la sine. Râul Gilort izvorăște în munții Parân și după un parcurs montan plin de cascade și de ape repezi, pătrunde în subcarpații Gorjului, în apropiere de Novaci. De aici, valea se lărgește, iar râul folosește această deschidere a văii subcarpatice pentru a mai domoli din curgerea rapidă a apelor. Această energie a apei se consumă printr-un parcurs sinuos și chiar meandrat pe alu. În acest sector de aproximativ 23 de kilometri, între dealurile Ciocadiei și Cârligei, până la depresiunea Târgu Cărbunești, se află situl Natura 2000, râul Gilort. Sunt Cristian Tetela și lucrez aici pe râul Gilort pentru a înțelege comportamentul și procesele naturale ale râului, astfel încât să putem să identificăm cele mai bune oportunități de reconstrucție ecologică din situl Natura 2000, râul Gilort. O sursă de inspirație pentru munca mea în reconstrucția ecologică a râurilor este dată de interacțiunea cu oamenii locului. Am fost plăcut surprins în discuțiile cu localnicii să văd că ei înțeleg în mare măsură procesele naturale și intervențiile umane care au condus la schimbările pe care le vedem astăzi în acest sector de râu. Poveștile lor despre dispariția unor specii de pești, conviețuirea cu gilortul zi de zi și termenii locali cu care descriu anumite procese ale râului ne ajută pe noi să înțelegem mai bine comportamentul actual al râului și să promovăm, în rândul localnicilor, alternativele de refacere a unor habitate prielnice pentru speciile de pești. În spatele trunchiurilor copacilor căzuți în apă, apa formează niște bazine mai adânci, așa numite toiuri, care sunt deosebit de importante din perspectiva peștilor. Aceste zone sunt mai reci, mai ferite de lumina soarelui, cu apă mai adâncă, care servesc ca și habitate de a se ascunde de prădători și de a se hrăni în condiții diferite de restul râului. Sunt Volca Istvan și pe parcursul pescuitului științific am observat numărul scăzut de specii de importanță comunitară, specii protejate pe râul Gilor și pe afluenții lui, mai ales în zona situlului Natura 2000. O posibilă cauză ar putea fi pragul de la Târgu Cărbunești, care este un obstacol de netrecut în calea peștilor care încearcă să urce pe râu. O altă cauză a declinului populațiilor de pești poate fi și diversitatea scăzută a habitatelor. Habitate la care peștii s-au adaptat de-a lungul evoluției lor. De exemplu, repezișurile, prundișurile cu apă bine oxigenată poate constitui zona de reproducere pentru o specie, cum ar fi exemplu scobarul, sau poate constitui zona de hrănire pentru alte specii, cum ar fi, de exemplu, moioaga. Această diversitate de habitate din lungul râului este dată de interacțiunea dintre curgerea apei, albia cu malurile acestuia și transportul și depunerea sedimentelor sau a buștenilor aduși de râu din amunte. Rădăcinile arborilor care cresc pe malul apei, buștenii sau trunchiurile care cad în apă, încetinesc râul, creând viteze și curenți variabili care au ca efect sortarea sedimentelor și depunerea lor sub diverse forme, creând o morfologie variată în lungul râului, iar acest lucru este deosebit de benefic pentru speciile de pești. Fără arbori pe maluri, râul va eroda albia în căutarea unui echilibru și va deveni instabil, în special în perioadele cu ape mari. În multe locuri din lungul râului Gilort, arborii sunt tăiați, iar pășunatul intensiv pe malurile apei contribuie și mai mult la eroziunea malurilor. Atunci când în lângul râului nu există arbori care să-l protejeze de razele soarelui, apa este mai caldă, iar aceste zone sunt mai puțin frecventate de pești. Râul are nevoie de vegetație forestieră pentru a regla temperatura apei, dar și pentru a alimenta cu materiale organice, crengi, frunze căzute în apă, necesare viețuitoarelor acvatice. Tocmai de aceea, în cadrul proiectului ne propunem refacerea pădurilor din lungul râului prin plantări ale malurilor erodate. În acest sens, am identificat deja toate zonele din situl Natura 2000, unde refacerea pădurilor din lungul râului este esențială pentru atingerea unui echilibru al acestuia și care îmbunătățește habitatele speciilor de pești. Pentru a remedia eroziunea excesivă a malurilor, așa cum este și cel de aici, vom folosi măsuri
bioinginerie și de protecția malurilor. Asemenea, măsuri presupun instalarea unor structuri de bușteni sau trunchiuri de copaci care vor contribui și la stabilizarea laterală a Albiei, râului, dar și la crearea unor habitate specifice pentru speciile de pești protejați. Pe o lățime de 10 metri pe malul râului vom planta specii naturale de arbori care vor contribui la refacerea conectivității pădurilor ripariene din lungul râului Gilort. Prin amplasarea strategică a unor structuri din bușteni pe anumite sectoare de râu, ne propunem să demonstrăm cum pot fi folosite procesele naturale ale râului la îmbunătățirea habitatelor necesare speciilor de pești din situl Natura 2000, râul Gilort. Reconstrucția ecologică este un subiect complex, cu multe provocări, care ne forțează să schimbăm modul în care ne-am raportat și am intervenit pe râuri în ultimele decenii. Dar sunt convins că dacă vom asculta oamenii care trăiesc lângă râu și dacă vom înțelege care sunt oportunitățile și beneficiile pentru comunități și natură, vom reuși să lucrăm împreună cu natura, nu împotriva ei. Thank you.